Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Acest mare făcător de minuni și slăvit sfânt s-a născut la Tesalonic, din părinți nobili, credincioși și foarte bogați. Dimitrie a fost singurul lor copil, pe care l-au primit în dar de la Dumnezeu în urma rugăciunii făcute cu lacrimi. Fiind singurul fiu al unor astfel de părinți, Dimitrie a fost crescut și educat în felul cel mai înalt și ales. Tatălui Dimitrie a fost comandantul militar al cetății Tesalonicului. Murind el, împăratul Maximian l-a numit în loc pe fiul lui Dimitrie. Numindu-l, prigonitorul creștinilor Maximian i-a trasat tânărului Dimitrie și sarcina de a extermina pe creștinii din Tesalonic. Dar Dimitrie nu numai că nu a executat această comandă a împăratului, ci chiar l-a propovăduit pe Hristos înaintea tuturor pe față, în toată cetatea Tesalonicului. Auzind acestea, împăratul s-a umplut de ură față de Dimitrie. Astfel, pe când se întorcea de la o bătălie contra sarmaților, Maximian s-a oprit la Tesalonic spre a investiga personal situația. Împăratul a convocat pe Dimitrie înaintea sa și l-a chestionat cu privire la credința lui. Dimitrie a recunoscut și a mărturisit fără teamă credința lui în Hristos și a arătat totodată cât de falsă și superstițioasă este idolatria împăratului. Maximian l-a aruncat pe Dimitrie în închisoare. Știind ce l-așteaptă de acum înainte, Dimitrie l-a însărcinat pe servitorul lui, Lup, cu împărțirea la sărace a tuturor averilor lui, el însuși pregătindu-se trup și suflet cu bucurie pentru moartea martirică care l-aștepta. Pe când zăcea în temniță, un înger al Domnului a venit la el și a zis: „Pace ție, opătimitorule a lui Hristos, fii viteaz și puternic!” După mai multe zile, împăratul a trimis soldați la Dimitrie cu porunca de a-l lichida acolo pe loc. Soldații l-au aflat pe Sfântul lui Dumnezeu la rugăciune și l-au străpuns cu lăncii. Creștinii au luat în taină trupul lui și l-au îngropat cu cinste. Din trupul Sfântului a început să izvorască mir tămăduitor și bine miresmat. La scurtă vreme după aceea, deasupra sfintelor lui moaște s-a zidit o mică biserică. Un nobil din Iliria, pe nume Leontie, suferea de o boală grea și de nevindecat. Înarmându-se cu rugăciunea, el a grăbit la moaștele Sfântului Dimitrie, aflându-și acolo desăvârșita și miraculoasa vindecare. Cu inima revărsându-i se de bucurie, nobilul Leontie a înălțat o biserică mult mai mare și mai slăvită pe locul mormântului cu sfintele moaște. Acestui nobil, Sfântul Dimitrie i s-a arătat în două rânduri. Împăratul Justinian a dorit să aducă moaștele Sfântului de la Tesalonic la Constantinopol, dar pe când lucrătorii se pregăteau să împlinească porunca, din Sfântul Mormânt au izbucnit fulgere și s-a auzit un glas înfricoșat care a zis: „Opriți-vă și nu atingeți!” Astfel, sfintele moaște făcătoare de minuni ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie au rămas pentru totdeauna la Tesalonic. Ca apărător al cetății Tesalonicului, Sfântul Dimitrie s-a arătat aievia de multe ori și de multe ori a izbăvit cetatea de urgii. Minunile lui sunt nenumărate. Rușii îl socotesc pe sfânt și protector al Siberiei, care a fost cucerită și anexată la Rusia în ziua muceniciei lui, 26 octombrie 1581.